Bună ziua, mulțumați agricultori! Acum câteva minute a luat sfârșit întâlnirea cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova. A fost organizată o întâlnire la invitația Ministerului Agriculturii. Au participat practic toți conducătorii băncilor comerciale din Republica Moldova. Tema discutată a fost situația din agricultură din anul curent. Preponderent vorbim despre raioanele din sudul Republicii Moldova, dar din păcate lucru extrem de regretabil este valabil mai pentru toți agricultorii astăzi din toate raioanele datorită prăbușirii prețurilor. Am vorbit despre creditare, recreditare și modul în care agricultorii din Republica Moldova vor putea face față în anul curent situației extrem și extrem de complicată. Din partea băncilor a fost reiterat încă o dată același mesaj. Fiecare caz va fi analizat extrem de atent și cu toată seriozitatea în mod individual. Deciziile vor fi luate în mod individual. Practic, noi vorbim despre o atitudine și o abordare extrem de profesionistă legată de recreditare. Da, mi-au spus și au invocat că sunt și situații foarte complicate în sistemul bancar al Republicii Moldova, că atunci când o bancă recreditează a doua oară, trebuie să facă provizioane nu de 5%, dar de 30%, lucru care scumpește foarte mult costul creditului și îl face destul de neinteresant atât pentru agricultor cât și pentru bancă. Eu am rugat și se vor adresa în cel mai scurt timp cu o scrisoare, după care vom începe la nivel de guvern și ulterior cu Banca Națională să discutăm anume pentru segmentul de credite luate de către agricultori din zone cu calamități naturale, unde avem secetă, unde avem grindină, unde sunt pierderi care nu depind de agricultor în sine și au un act scris de către Comisia de Situație Excepțională să putem să vorbim echivalentul de măsuri ca și de echivalentul situației de forță majoră în cazul agricultorului care prezintă acest certificat de la Comisia de Situație Excepțională. Deci, în concluzie, astăzi toți au reiterat și susțin în totalitate poziția Guvernului și Ministerului Agriculturii ca fiecare agricultor care se ciocnește de probleme în modelul de plăți al creditelor deja luate de la băncile comerciale din Republica Moldova, ele toți vor fi analizate și luate decizia ținând cont de interesul agricultorului și ținând cont de interesul nostru național. Dar interesul național al Republicii Moldova și al Ministerului Culturii, susținerea și dezvoltarea agriculturii în mod sustenabil de-a lungul anilor. Astea fiind spuse, am venit cu un mesaj de informare pentru agricultorii din Republica Moldova despre rezultatele primii runde de discuții cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!